Salutare, prieteni! Ne aflăm în fața ultimei etape din Liga 2 și nu am tot simula din ele, nu mai avea rost să ne jucăm, să ne plictisim, pentru că oricum aveam o echipă prea bună pentru Liga 2 și existau puține șanse să pierdem. Ne aflăm în fața ultimei etape, deja suntem calificați nu matematic 1-2, ci după locul 1 suntem calificați. Steaua revine în Liga 1 după această etapă, Chiajna la fel este și ea promovată. Rapidul se bate cu Cluj și Mioveni. Nu o să simulăm acest meci pentru că nu mai are rost să-l mai jucăm. Călărașul se află într-o cădere liberă și iată, câștigăm cu 1-0 prin golul lui Florea. Sunt curios să văd clasamentul final. Clasamentul final este următorul: Rapidul prinde play-off-ul și ținem pumnii, sperăm să reușească să promoveze în Liga 1, să vedem Steaua și Rapidul din nou împreună în Liga 1. Restul clasamentului nu mai contează prea mult. Cum ar veni dacă ar fi fost matematic, Reșița, Viitorul, Târgu Jiu, Craiova și Pandurii, Târgu Jiu ar fi retrogradat, dar nu este așa, jocul ajunge așa cum este. Golghetele a ieșit Goga și cu Voinea, Biceanu pe 2, noi l-avem pe Nedeleva Bia Pro cu 7, asta înseamnă că am avut o echipă care a ținut de rezultat, nu de un anumit jucător. Băieții noștri cresc, ați văzut, avem o super echipă și cred că mai avem vreo 7-8 transferuri care trebuie să vină în vară. Ne dă... Cât ne dă? 990.000 pe el? Nu cred că ne dă atâția bani. Păi îl dăm, cum să nu-l dăm, Doamne ferește, doar nu fi nebun. 990.000, 1.600.000 că am câștigat Liga 2. S-au făcut plăți frumușele, zic eu. Transfer pentru Ilie, 20.150.000, nu. E bun, e rezerva noastră care trebuie să fie acolo. Ce să zic, chiar vreau să vă finanțele și arată destul de bine profitul, încasările și toate cele. Dragomir, Gheorghe au revenit, i-au luat fața lui Nedelev și lui Sefer acolo în vânzări. În special Vlad Dragomir, care este un idol al tribunelor. Ia să vedem acum clasamentul Ligii 1. Ce s-a întâmplat acolo, chiar sunt curios. România, unde este? Uite-o. CFR a ieșit campionă cu un punct deasupra Stelei, FCSB-ului, că noi suntem Steaua în această carieră, că oricum nu știu care ce este. Craiova și Astra prinde Europa League-ul. A căzut Clinceni și Chindia, iar Iașu va juca cu Rapid, frumosul play-off, barajul de promovare. Așteptăm să vedem. S-a vândut Enceanu pe o super mega sumă. De fapt, nu știu dacă ăla era clasamentul real. N-am fost atent ea. Că s-ar putea să fi fost cel din campionatul regulat.
Da, ăsta e din clasa, este clasamentul din campionatul regulat, deci nu știm încă ce s-a întâmplat acolo. N-avem decât să urmărim aici. Nu se știe cu cine joacă Rapid încă. Încă mai așteptăm. Barcelona câștigă Champions League-ul. În iunie ar trebui să se știe cine cu cine joacă. Oh, și Rapidul câștigă! Rapidul intră în Liga 1 alături de noi. Să știți că i-am ajutat pe Rapid și le-am dat meciul în simulare. A băgat rezervele și a câștigat și iată, datorită victoriei noastre, a prins barajul și nu ne-a dezamăgit, a mers mai departe. Steaua, Chiajna și Rapidul merg în Liga 1. E bine că avem ce jucători să luăm de la Iași și de la... Bine, acum mai face transferul, că la câte am făcut, cred că deja intrăm pe minus, intrăm pe faliment în prima, când începe sezonul, scrie faliment pe noi. Și urmează sezonul din Liga 1, un sezon care sperăm să-l facem frumos și măcar să nu pierdem. Să retrogradăm înapoi, asta e foarte important pentru noi. S-a terminat un pas din istoria noastră și din cariera noastră. Urmează alt pas acum, pasul Liga 1. Și am ajuns în Liga 1, încă n-au venit jucătorii, vor veni probabil în zilele următoare să facem un save la carieră, să nu avem vreo surpriză, surpriză cu Andreea Marin, pentru că îți dă inima în loc dacă o pierzi și pe asta, că mai pierdut după aceea cu Arceșu. Ne mișcăm și noi ușor, 1, 2, 3, 4 iulie. Mamă, uite, sunt foc pe Ilie. Începem și noi cu un refuz. Așa. Ni s-a pus la dispoziție un super buget de 1 milion de euro. Păi ce să facem noi cu ăsta? Nu știu ce să facem cu el. Tranzacții, buget mă interesează. Bugetul e de 8000. Transferuri, nu știu ce mai putem să facem. Noi avem jucători mulți pe aici puși, dar nu știu câți dintre ei vom lua. Să vedem dacă au venit băieții la noi. Au venit, gata. Habibu are 66. Tofan 57. Ciucuri 58. Blejdea 58. Năstăsie 60. Cavaiero are 72. Senzațional, cel mai tare jucător al nostru. Ispas 61. Jerboica 56. Pap 65. Mamă, câte transferuri am făcut, 1, 2, 4, 8, 9 jucători am adus, 9, 10, 11, 11 jucători. Mamă,
Mai zi ceva dacă mai e ce să zici. Ah, am apăsat din greșeală. Mamă mie, câți jucători avem. Hai să și așezăm așa puțin în echipă cum ar veni, că sunt foarte mulți și nu prea au loc. Nu prea au luat băieții, că sunt prea mulți și sunt bunicii. Ăsta joacă bine acolo, dar ăsta aici nu știu ce să zic. Cred că mai repede atacam va fi Cavaiaro. Însă îi lăsăm așa până una alta. Băgăm capitanul, va fi Clara Gachi, că doar așa mi s-a cerut. Sefer, Ficheșer în față, un tânăr cu un bătrân. Dragomir, Trușescu, Gheorghe, Eli, Gardoș, Mitrovici, Rus. Poate va intra și asta, Sara. Cred că va pleca. Hei, ce să zic, arată bine echipa. Chiar n-avem ce să comentăm. Da, nimic interesant pe aici la rezerve. Transferuri, sincer, nu mai facem, că n-avem pentru ce. Ba din contră, mai adăugăm pe lista de transfer market. Și pe ăsta l-adăugăm. Acum avem cel mai bun jucător, este Cavaiaro, 3,7 milioane, va fi vedeta noastră. Dragomir, 3,5, Gheorghe, 2,9, Cheșeru. Și că avem echipă frumoasă. Gardo și dăm un număr mai de titular, pentru că este titularul nostru.
lui Cheșer îi dăm 28 ca atât a avut la Steaua. Dar nu este că nu-i face bine. Așa trebuie după poziții că nu dau seama. Portarii avem cu 1 și 12, Petrușescu cu 23, Capotă, Cerbănică, Sari, Ispas, Gardoș, Mitrovici, Rus, Pap. Tofănel 33, Eli 22, Cavaiaro. Îl mai lăsăm, mai studiem puțin. Habibu va vrea 20, 99, că știu eu că atât avea la Steaua. Lui Cavaiaro trebuie să-i dăm un număr frumos, îi dăm 20. Nu știu. I-aș da 11, dar hai că totuși Nedeljkov e jucătorul nostru care a tot jucat. Capotă, ce mai vrei, mă, Capotă? Fii atent că îți dau pe delegare. Dacă nu faci bani, dispari. Sar. Ăștia sunt băieții care i-am pus pe lista de transfer market. Și vom avea prima etapă cu Chiajna. O jucăm decât dacă e acasă, dacă nu o simulez pe asta. Hai mă, du-te. Cap de capotă. Păi voi vrea mă tu mă Florica să joci, da. Nu știu. Legia Varșovia este interesată de serviciile lui Virgil Ghiță. Avem meci cu Chiajna, următorul meci cu cine avem? Oh, păi cum să nu, jucăm direct cu CFR-ul, tatule. Așa, echipa. Bam, bam, bam. Ăștia lăsăm așa. Îi dăm cu Simulao. Doi, doi. Eli și Nedele v-au marcat. Clasamentul este următorul. Au rapidulețul la bătaie. Și acum avem meci cu CFR Cluj-Napoca. De când așteptam un meci de ăsta? Mamă, ce avem pe aici? Dumnezeu știe pe unde mai băgăm. Suntem pe Gencia și Gencia este arhiplină. În caz că vă întrebați, jucăm cu campioana României, cu CFR Cluj. Și avem un meci extrem de greu, extrem, extrem de greu. Debutăm în prima ligă, Ilie Dumitrescu aduce din nou Steaua București în
primul etalon. Ceșeru debutează la Steaua, Anastasie, Cavaiaro, Pap. Foarte mulți jucători care au venit și au semnat cu noi. Sunt titulare astăzi, Clujul așa după fețe, cred că are echipa formată de Dan Petrescu, Susiș, Burcă, Ciubotariu, Radu, Lonci, Djokovic, Aurelio, Costace, Țucudeanu, Omrani. Au și câteva noutăți, dar nu prea importante pentru noi. Mitrovic până la Gardoș. Foarte frumos combinele, să vedem acum pe Cavaiaro, Cavaiaro, Cavaiaro la balon! Primul șut pe poartă, nu tot trei al stelei. Sarlauschi se reușește foarte ușor să reține acest balon. Fabio Aurelio, Aurelio. Aurelio la balon. E periculos! Ocazie imensă pentru CFR-ul la unul la ocazii. Pensa CFR-ului a fost mult mai periculoasă și Ghenci acolo, că este ca un vulcan în aceste momente, Steaua. Totuși, avem un portar care îl respectăm prea mult și știm că nu poate să ia goluri de genul acesta. Anastasie este jucător adus la FC Argeș gratis, pentru că a expirat contractul. E offside aici. Degeaba comentează Costache. Oh, Ologardo își greșește. Impardonabilă. Pap rezolvă foarte bine până la Ceșeru. Sefer, Sefer la balon acum pentru Gheorghe, Gheorghe mai departe, îl găsește pe Cavaiaro, Cavaiaro, offside. În ăsta am încredere că va fi vedeta formației. Sefer se împiedică de Burcă. Îmi place, jucăm în ofensivă și nu ne pierde. Tușescu, care este renumit pentru aceste șuturi puternice de la marginea terenului careului. Facem un pressing enervant pentru Clujeni, nu poate să-și facă jocul din cauza noastră. Iată cât de mult coboară mijlocaș și ofensiv Gheorghe cu Vlăduț Dragomir. Trușescu, Sefer. Pap este față în față cu Țucudean și trebuie blocată, pasează la Costache, se agăci, gol. 1-0 CFR-ul. Costache a venit de unul singur acolo. Gardoș l-a pierdut din marcaj. Bine, Sefer se întoarce. Ah, ce pasă bună-i deosebit Ceșeru acolo.
Offside. Mamă, da, se dă foul pentru CFR, culme. Culmea culmilor. Trușescu, Trușescu, urcă bine omul cu pasta până la Dragomir. Ce-ai făcut, bă, băiatule? Ce-ai făcut acolo? Tedecu. Bine, Năstăsie aici, în dreapta. Că-l bag eu pe ăsta, că e bestia acolo în atac. Cavaiaro, am încredere în el. Cavaiaro are viteză bună. Aolo, dar e cam mipus și el. Jucător venit liber de contract. Și un jucător care pare destul de scump. Dragomir, combină foarte bine. Cavaiaro, Cavaiaro până la Ceșeru, Ceșeru combină tot cu Cavaiaro. Mai atenți vă vreau, mai atenți vă vreau. Gheorghe, foarte bine, bine. Eli, combinație cu Sefer acum, Eli. Eli pasă la Gheorghe, gol! Cinci este ca un vulcan în aceste momente. Cinci este un vulcan. Năstăsie, șut în blocaj, foarte bine băiatul. 1-1. Ieșim la joc, nu ne apărăm. Suntem Steaua, chiar dacă am venit din Liga a doua, noi suntem Steaua, suntem un fel de Juve. Când am venit din Liga a treia, Trușescu bine, îl vede acum pe Gheorghe, Gheorghe se duce foarte bine, nu mai are suflu, dar totuși înaintează Gheorghe! E momentul să schimbăm. Băgăm și pe Habibu. Să intre Habibu. A intrat și Todor Nedelev. Mamă, ce mare e Habibu. Gardoș intervine foarte bine. Dragomir, Vlad Dragomir, Vlad Dragomir, acum o pasă Ceșeru. Habibu! A zis Dumnezeu că jucă de la egal la egal cu CFR-ul, chiar dacă e campioana Ligii 1 și noi am venit pe primul loc din Liga a doua, vreau să jucăm de la egal la egal și să câștigăm. Trușescu, Trușescu la balon acum, îl vede bine pe Eli, mai departe Ceșeru.
Micuță greșeală, dar periculoasă a lui Agaci. Nu cred că a scos cornerul Costace, da? Minutul 82 se joacă extrem de frumos aici în Gencea. Șansele sunt de ambele părți. 1-1 în continuare. CFR-ul este ținut în șah de Steaua. Teoretic, echipa mai slabă, practic nu, pentru că a jucat foarte bine era cu Habibu, Habibu, Habibu! A tras ca prostul. Eli foarte bine, Nedelev, Nedelev se zbate să scoată ceva mai mult din această fază și nu reușește. Avem un pressing extrem de agresiv, cum v-am spus. Ceferiștii nu prea poate să se desfășoare din cauza noastră. E pericol acum, pe lângă poartă. Ia să vedem mai departe, foarte bine, Anastasie, Anastasie, trecare, Anastasie, se întoarce foarte bine, pasă, ce, incredibil, incredibil, cine a dat acolo așa ceva? Mamă, ultima fază. Ultima fază, cine a fost? Nu ne arată. Omul meciului este... Nu e de la noi, este... Ba da, Gheorghe este omul meciului, că a dat și gol. Nu s-au mișcat rău, băieții, n-am ce să le reproșez. Chiar au arătat că sunt o echipă bună și demnă să te facă mândru că e antrenat din Liga 2 până aici. Ce mai putem noi să băgăm la antrenament?